Salutări tuturor, salutări, calde salutări la Sibiu. Mulțumesc și doamnei profesor Anca Sârghe pentru recomandare și pentru invitație. Mă bucur foarte mult să vorbesc în astăzi dimineața, astăzi seara, în continuare despre reginele Elisabeta și Maria ca regine scriitoare și ambasadoare regale ale României. Stimate doamnelor și domnilor, istoria monarhiei din România și a celor patru regi ai ei ar fi incompletă fără povestea consoartelor regale. Dintre cele patru regine, îndeosebi primele două, regina Elisabeta și regina Maria, ies în evidență prin activitatea lor de scriitoare în serviciul coroanei și de ambasadoare regale ale României. În continuare, voi prezenta patru categorii de imagine a activității celor două regine, Elisabeta și Maria, care sunt reprezentative pentru ele: mama regină, regina ambasadoare, regina poetă și regina luptătoare. Regina mamă, regina ocrotitoare a poporului ei, nu este ca atare un calificativ ieșit din comun pentru o suverană, însă capătă un plus de strălucire prin Elisabeta Doamna, o prințesă de origine germană care, abia sosită în România la sfârșitul anului 1869, este cucerită de frumusețea portului românesc al sărăncilor și îl îmbracă la curtea domnească din București, se lasă fotografiată în portul popular și distribuie fotografiile în străinătate sub forma de card de vizit sau de cărți poștale, arătând astfel legătura ei cu poporul român și noua ei patrie, România. În aceste două fotografii, Elisabeta Doamna este în port popular în primele ipostaze după venirea în România, în jurul anului 1870. Doamna Elisabeta îmbrăca portul popular și în străinătate, în sejururile ei în Germania. Astfel relatează într-o scrisoare către domnitorul Carol I din 21 iunie 1873, de la Ziegenhaus, lângă Neuwied, unde era la familia ei, despre reacția admirativă a principelui moștenitor Frederic al Prusiei, viitorul împărat Friedrich al III-lea al Germaniei, când Elisabeta îmbrăcă un costum țărănesc românesc. Citez: după dineu fu solicitat costumul. M-am îmbrăcat sus cu el și am fost admirată enorm. Principele moștenitor nu se putea sătura să privească fiecare motiv, marama minunat de frumoasă și salba de monede. Era cu totul încântat. Închei citatul. Și fiica perechii domnitoare Carol I și Elisabeta, prințesa Maria, este îmbrăcată și fotografiată în portul popular românesc, demonstrând astfel originea ei românească și apartenența la poporul român. După moartea timpurie a fiicei, regina Elisabeta a pictat Evanghelia de la Curtea de Argeș în memoria fiicei ei. În fotografia din dreapta o vedem în fața foilor de pergament ale Evangheliei pictate de ea în jurul anului 1886. În această fotografie din anii 1870, Elisabeta Doamnă este împreună cu doamnele ei de onoare, îmbrăcate în port popular. În fundal se vede mănăstirea Sinaia, în apropierea căreia a fost construit de regele Carol I, începând din 1875, pe atunci era încă domnitor, castelul regal Peleș, castel inaugurat în toamna anului 1883. Principesa moștenitoare Maria îmbrăca de asemenea de la venirea ei în țară portul popular, imortalizându-se în diferite ipostaze. În fotografia din stânga, Maria poartă costumul popular primit în dar de la regele Carol I cu ocazia logodnei ei cu principele moștenitor Ferdinand al României în anul 1892. De asemenea, copiii principesei Maria apar în fotografii în costume populare împreună cu mama lor. În această fotografie îi vedem și pe principii Carol și Nicolae în costume populare, dar la vârsta maturității doar principesele și reginele se prezintă în portul românesc, principii și regii purtând uniforma militară ca simbol al autorității monarhiei. Spre diferență de regina Elisabeta, care a purtat portul popular autentic și la unele festivități publice în străinătate, regina Maria l-a îmbrăcat îndeosebi în România. În fotografiile mai târzii ale reginei Maria în port popular, o observăm într-un stil individual, ea combinând într-o manieră foarte originală portul țărănesc
cu bijuterii prețioase, îndeoseb cu șiraguri lungi de perle albe, după moda vremii, iar pe cap marama de mătase, purtând-o într-un stil propriu, precum un turban cu voalul lung lăsat într-o parte sau pe spate. Regina poetă este îndeosebi atributul primei regine, Elisabeta, care a început din 1880 sub pseudonimul Carmen Silva o bogată activitate de scriitoare în serviciul coroanei. Acest nou rol al unei regine de a fi de asemenea scriitoare, rol introdus de regina Elisabeta în România, a fost adoptat și de urmașa ei pe tron, regina Maria, amândouă făcându-și un nume ca regine scriitoare ale României. Regina Elisabeta și-a început cariera de scriitoare prin anul 1878, după războiul de independență a României, cu traduceri din poezia românească în limba ei natală, germană, publicându-le în revistele din România sub diferite pseudonime. Primele ei traduceri sunt poezii ale lui Vasile Alexandrii și Mihai Eminescu, regina având meritul de a fi publicat prima poezie eminesciană tradusă în limba germană în străinătate. În imagine vedem în partea stângă un colaj din paginile revistei Die Gegenwart, Actualitatea, de la 1878 cu poezia Melancolie de Mihai Eminescu, publicată în traducere germană de regină sub pseudonimul E. Vedi, o anagramă de la numele ei Elisabeta de Vid. În partea dreaptă a imaginii este volumul Rumänische Dichtungen, poezii românești, cu traduceri în germană, din poezia românească contemporană, publicată de Carmen Silva împreună cu scriitoarea germană Mite Kremnitz, colaboratoare literară a reginei în anii 1878-1890. Din operele literare ale reginei Elisabeta, îndeoseb două sunt remarcabile ca opere prin care regina făcea publicitate României în străinătate. Poveștile Peleșului, publicate în 1882-83 în același timp în România, în traducere, cât și în Germania, în original, și reeditate în mai multe rânduri. Poveștile din acest volum despre locurile și populația română din apropierea castelului Peleș sunt o împletire de legendă cu aspecte mitologice și fantastice, de figuri și motive din basmele românești și germane și povestite astfel de alegoria pârâului de munte, Peleșul, încât cititorul să capete impresia că ar fi culese de autoare chiar de la fața locului. Dar aceste povești sunt produsele fanteziei reginei, iar prin ele regina Elisabeta dorea să facă cunoscut numele Peleșului, numele râului, dar mai ales numele castelului regal ridicat de Carol I la Sinaia, leagănul dinastiei. O altă carte a apărut în anul 1905 în Germania și în România este Jurnalul de călătorie pe Dunăre. Titlul german este Rheintochters Donaufahrt, fica Rinului călătorind pe Dunăre. Jurnal reeditat și publicat integral în anul 2014 în cartea Regele Carol I în opera Regina Elisabeta. În acest jurnal, regina Elisabeta relatează despre călătoria familiei regale și princiare pe Dunăre în mai 1904 și îl elogiază pe Augustul ei soț, regele Carol I, ca fiind suveranul ideal pentru România. Jurnalul conține pasaje cu descrieri frumoase și observații interesante despre meleagurile și istoria zbuciumată de-a lungul malurilor Dunării, unde în anii 1877-78 au avut loc luptele armatei române sub conducerea domnitorului Carol împotriva armatei osmane în războiul ruso-turc, respectiv războiul pentru independența României. Regina relatează și despre locuitorii diferiți din aceste locuri, români și bulgari, și de asemenea povestește despre viața regelui Carol I, despre aspirațiile lui din tinerețe ca prinț străin, ies domnitor al României, despre ideea lui de misiune civilizatoare în sud-estul Europei și despre realizările regelui în timpul domniei sale. Regina soldat, regina luptătoare, denumirea atribuită reginei Maria, amintește de prezența reginei pe câmpul de luptă în primul război mondial, deși acolo a îmbrăcat costumul de infirmieră și nu uniforma regimentului de roșiori pe care îl conducea onorific.
În cele două imagini o vedem pe Regina Maria purtând această uniformă militară, călare, în 1902, pe când era principesă moștenitoare, în portretul realizat de pictorul Tadeusz Adjukiewicz. Aici, principesa este în prim plan, iar în depărtare sunt redați regele Carol I împreună cu un general, probabil generalul Averescu, amândoi călare, regele ținând mâna la frunte în formă de salut. Ca principesa Maria lua parte la manevrele militare ale regelui Carol I împreună cu principele Ferdinand, după cum demonstrează și acest portret. În fotografia din dreapta este Regina Maria în uniformă în anul 1923 cu ocazia sărbătorii regale de 10 mai, unde lua parte la parada militară călare alături de regele Ferdinand. Într-o fotografie a Reginei Maria din perioada Primului Război Mondial o vedem în uniforma de infirmieră a Crucii Roșii, pășind foarte energică peste tranșee, stârnind încredere soldaților și speranță în victorie și în momentele cele mai grele ale luptelor, chiar și atunci când, după mărturiile contemporanilor, nimeni nu mai credea într-o victorie a românilor. În această fotografie, Regina Maria se află la Mărășești în anul 1917, iar în urma ei pășește generalul Eremia Grigorescu. Dacă comparăm ambele regine în vreme de război, este demn de amintit că și Regina Elisabeta fusese în timpul războiului de independență foarte activă în la îngrijirea soldaților răniți. Elisabeta Doamna a amenajat atunci în parcul palatului de la Cotroceni un lazaret cu mai multe barăci pentru îngrijirea ofițerilor răniți pe câmpul de luptă din Bulgaria, de unde erau transportați cu trenul la București. Grație jurnalelor Reginei Maria din timpul Primului Război Mondial este cunoscută astăzi că aceasta își exprimase dezamăgirea că nu este ea fruntea armatei și a țării și că nu este o regină suverană. Astfel, la 18 octombrie 1916, Regina Maria consemna în jurnal, citez: "Ah, de ce nu sunt eu regina? Aș merge peste tot, aș observa totul, aș vorbi cu soldații și aș rămâne printre ei până m-ar iubi și ar merge cu drag în numele meu în luptă. Astfel aș fi o realitate în rândul lor, nu doar un nume." Închei citatul. Și Elisabeta Doamna își exprimase dorința de a merge pe câmpul de luptă, dar în alt fel decât Regina Maria. Elisabeta, pentru a fi alături de domnitorul Carol, pentru a susține pe soțul ei ca conducător al oștilor și nu pentru a-i îndemna ea pe soldații numele ei. Într-o scrisoare din 5 octombrie 1877 către domnitorul Carol, Elisabeta scrie, citez: "Cu cât drag aș fi alături de tine în tranșee! De fiecare dată când un rănit vede portretul tău, se înroșește de bucurie. Tu i-ai fermecat pe toți." Închei citatul. O altă diferență la cele două perechi regale și la reginele Elisabeta și Maria în vreme de război, pe lângă diferența de caracter a personalității lor și diferitele perioade de viață în care trăiesc fiecare războiul, este de asemenea starea corporală a reginelor consoarte. Regina Maria are vârsta de 41 de ani, în vremea Primului Război Mondial are deja mai mulți copii, un fiu moștenitor al tronului, Carol, deja ajuns la vârsta maturității și un al doilea fiu adolescent, Nicolae. Altfel era situația pentru Regina Elisabeta în vremea războiului de independență. Elisabeta avea vârsta de 34 de ani, era în continuare fără moștenitor, fără alți copii, dar sperând să nască în curând un fiu. În primele luni de război, Elisabeta Doamna este din nou însărcinată, dar pierde sarcina de care ea și Carol își legaseră noi speranțe pentru dinastia pe care tocmai o întemeiau în România. Lăsând la o parte diferențele, ceea ce le-a legat pe cele două regine, Elisabeta și Maria, cel mai mult este creativitatea lor ieșită din comun, care își găsește exprimare în activitatea lor literară și de artă decorativă, și în apariția în public a scritoare, făcând lobby pentru țara lor, ambele luptând pe plan cultural, internațional, pentru cunoașterea și recunoașterea României.
Regina Maria a publicat în vremea primului război mondial eseuri despre România cu observații despre oameni și locuri și cu frumoase descrieri de peisaje românești cu treierate de ea călare. Aceste eseuri au fost publicate atât ca articole în ziarele românești, în traducerea lui Iorga, cât și sub formă de carte. În imagini vedem ediția englezească a Reginei Maria My Country, cu titlul românesc Țara mea. Cartea publicată în Marea Britanie avea menționată pe pagina de titlu folosirea câștigului de pe urma vânzării volumelor în scop caritativ pentru Crucea Roșie din România și îngrijirea răniților de război. Cea mai importantă manifestație de lobbyism pentru România Reginei Maria a fost prezența ei la Paris în martie 1919, în timpul tratativelor de pace de la Versailles după primul război mondial. Regina Maria nu a luat parte la aceste tratative, dar s-a întâlnit cu politicieni influenți pledând pentru interesele României. În această fotografie o vedem înconjurată de diplomați români în drum spre o întâlnire cu prim-ministrul francez Georges Clemenceau în 7 martie 1919 la Paris. Prim-ministrul român Ionice Brăteanu aranjase întâlnirea cu Clemenceau, de asemenea și o întrevedere a Reginei Maria cu prim-ministrul britanic David Lloyd George și cu președintele american Woodrow Wilson. Întrebată de jurnaliști despre rolul pe care și-l atribuia sieși cu ocazia acestei șederi la Paris în timpul tratativelor de pace, Regina Maria le-a răspuns că a venit să dea României un chip, țara avea nevoie de un chip și de aceea a venit să-i dea chipul ei. O vizită în străinătate mai puțin cunoscută este cea a Reginei Elisabeta în Anglia și Țara Galiilor din anul 1890. Din perspectiva reginei Elisabeta, această vizită în Marea Britanie a însemnat deopotrivă un moment culminant al carierei sale de regină poetă și o reușită activitate de publicitate pentru România. Într-o scrisoare către regele Carol I de la 1 septembrie 1890, regina Elisabeta îi dezvăluie bucuria ei aflând că este cunoscută în Marea Britanie ca poetă grație poeziilor traduse în engleză din volumul german Handwerkerlieder, Cântecele meșteșugarilor. Citez. Am primit o serie de scrisori de la meșteșugari și lucrători care mă numesc Sărbătoarea Sufletului lor, grație cântecelor mele despre meșteșugari apărute în ziarele americane. Închei citatul. La o sărbătoare populară din localitatea Landudno, din Țara Galiilor, prilej cu care regina Elisabeta apare împreună cu doamnele ei de onoare în portul popular românesc, regina este apreciată ca poetă și primită în rândul barzilor din Țara Galiilor. Elisabeta îi relatează într-o scrisoare regelui Carol. Citez. Așa ceva îi se întâmplă doar soției tale, să recite cântece românești barzilor din Țara Galiilor. Europa unită prin puterea cuvântului. Nu-i așa că e frumos? Îți poți închipui bucuria mea. Acum sunt cu totul în elementul meu. Închei citatul. Vizita Reginei Maria în America din anul 1926 a fost de asemenea privită de aceasta ca fiind un moment culminant al ei de prezență regală în public în străinătate. La New York, Regina Maria a fost primită cu mare fast și aplauze frenetice. În jurnalul ei, Maria declară la 18 octombrie 1926 următoarele, citez, nu mă așteptasem să mi se pregătească o asemenea primire oficială. Am fost primită cu toate onorurile militare și civile posibile, ca și cum aș fi o regină suverană. Închei citatul. În America, Regina Maria a fost onorată și de tribul indian Sioux din North Dakota, unde a fost numită regină războinică, primind în dar coroană de pene a capitanului indienilor. Regina Maria relatează această ceremonie în jurnal, citez. După ce mi-a cuvântat în mod misterios bătrânul războinic și a scos propria coroană de pene și a așezat-o pe capul meu ca să o păstrez, pentru mine a fost o onoare colosală care nu se acordă femeilor decât cu ocazii foarte rare. Dar am fost declarată de ei drept femeie războinic, titlu care își are ironia ei, căci eu mă aflam într-o misiune de pace.
Mi-au fost oferite daruri și am întors amabilitatea oferindu-le broderii românești. Închei citatul. Pentru România, care devenise în 1878 un stat independent, în 1881 un regat și al cărui teritoriu după Marea Unire de la 1918 se mărise considerabil, ceea ce realizaseră primele ei două regine într-un timp relativ scurt este remarcabil. Pentru țara lor, care până atunci fusese cunoscută doar vag în străinătate, regina Elisabeta Carmen Silva și regina Maria au devenit simboluri de simpatie care au dat un chip fermecător României și o viziune pozitivă despre regatul îndepărtat de țară bogată, primitoare și fascinantă. În final, aș dori să menționez pentru cei interesați o antologie din literatura reginelor Elisabeta și Maria în limba engleză, care a apărut anul acesta și este disponibilă grație editurilor IBIDEM și Columbia University Press, atât în Europa cât și în America. The Child of the Sun, Copila Soarelui, povești regale și eseuri despre România din edițiile americane și britanice publicate de reginele Elisabeta și Maria în timpul vieții lor. Volumul cuprinde și o introducere despre literatura reginelor cu bibliografie și un album cu fotografii despre biografia lor și cărțile publicate în timpul vieții lor. Selecția de texte cuprinde din opera reginei Elisabeta Carmen Silva povești din volumele Poveștile Peleșului și Poveștile unei regine, volumele din partea dreaptă în imagine, iar acestea au apărut în limba engleză sub titlurile Legends from River and Mountain, Legende despre râul și munți și A Real Queen's Fairy Tales, Poveștile unei regine adevărate. Din opera Reginei Maria am ales basmele din volumul The Queen of Romania's Fairy Tales, Poveștile Reginei Marie, României, și povestea The Magic Doll of Romania, A Wonder Story in which East and West do meet, written for American children. Păpușa magică din România, o poveste fantastică în care se întrunesc Estul și Vestul, scrisă pentru copii americani. În această poveste a reginei Maria este vorba despre o călătorie fantastică a unei fetițe americane pe meleagurile României în vremea regelui Ferdinand și această fetiță o vizitează și pe regina Maria de două ori, prima dată în Transilvania la castelul Bran și a doua oară la Marea Neagră la palatul reginei de la Balcic. Închei cu un citat din memoriile reginei Maria. Citez, Carmen Silva, când descoperi că scriam, în loc să râdă de mine și să ia în zeflemia smeritele mele încercări literare, mă încurajă de la început în tot chipul. Acum îmbătrânea și închipuirea ei se istovea. Găsea deci că a mea se ivise tocmai la timp, ceea ce arăta din partea ei multă și generoasă uitare de sine. Declară că faptul că știam să mânuiesc condeiul era o descoperire binecuvântată și fericită și mai spuse o mulțime de alte lucruri pline de bunătate și de entuziasm. Mă îndemnă să scriu și cum sfârșeam o poveste, mi-o cerea îndată ca să o traducă în nemțește. Mă asigură că aveam un vocabular mai mare decât al ei, deși bogat și al ei, și că vedeam frumusețea cu o intensitate fără seamăn. Așadar, fără asta mult la gânduri, urmai scrisul înainte, cu smerenie, fără pretenție, și odată ce începusem, nu mai putui lăsa condeiul din mână. Închei citatul. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, stimată doamnă Silvia Irima Zimmermann, o adevărată prelegere universitară. O mulțime de informații, o mulțime de imagini foarte interesante.